Salut, eu sunt Damian și pentru asta v-am pregătit top 5 desene bune care au fost uitate, partea a doua. Deci, haideți să-i dăm drumul la videoclip. Pe locul 5 este desenul Samurai Jack, probabil toată lumea vă aduceți aminte de el pentru că a fost un desen foarte bun, difuzat pe Cartoon Network și merită să fie în acest top, de ce nu? Fiind unul dintre cele mai vechi desene, bine, nu chiar cele mai vechi, dar hai să mergem. Pe locul 4 este Curaj, Chinele cel Fricos. A fost difuzat pe Cartoon Network, probabil vă aduceți aminte de el, deoarece a fost viral acum câțiva ani și este vorba de un cățel care își salvează familia care l-a adoptat. Generator Rex, încă un desen reușit la acea vreme cu personajul principal Rex. Acesta putea să-și controleze atomii, cred că se numeau, singura persoană care nu s-a transformat în Evo. Poate că de aici încolo nu vă mai aduceți aminte de aceste două desene care au mai rămas. Acest desen se numea Chuck Chucky Chucks. Despre el pot să vă spun că se confruntau cu un tip verde, singur, sincer să fiu, nu știu cum se numește personajul, și că era un desen foarte tare la acea vreme. Și pe primul loc este Secretul Familiei Sâmbătă. Păi despre acest desen chiar nu mai știu nimic, dar că am avut o carte cu acest desen. Bun, deci cam atât și cu acest episod, iar noi ne vedem în următorul episod. Ciao.